Democrația din România este pusă sub semnul întrebării, iar acest fapt s-a produs din cauza PSD. Nicolae Ionelciucă, președintele Partidului Național Liberal, a anunțat ruperea coaliției cu PSD, precizând că liberalii rămân în guvern doar pentru a împiedica escaladarea completă a abuzurilor. De asemenea, liderul liberalilor a afirmat că socialdemocrații și-ar dori să guverneze singuri în următoarea perioadă pentru a reintroduce cota progresivă, pentru a subordona justiția și instituțiile statului pentru a direcționa resursele financiare ale bugetului în acțiuni populiste și către clientela din partid. Nicolae Ionelciuc a transmis că Partidul Național Liberal apreciază demersurile pentru sancționarea în temeiul legii a formațiunilor extremiste, șoviniste și antisemite, aceasta fiind calea corectă pentru contracararea unor curente periculoase. Dragi români, încă o dată, nu comentez decizia CCR, ce dar consecințele ultimei decizii pun un mare semn de întrebare privind democrația din România. Pentru prima dată în istoria României, o majoritate de cinci judecători, din care patru numiți de PSD, a decis că cineva nu poate candida. Practic, a fost eliminat la masa verde un adversar politic. Acest lucru mă preocupă pe mine și cred că și pe orice cetățean care vrea ca România să rămână un stat democratic. Nu mă preocupă dacă PSD se bucură de eliminarea unui competitor politic, ci că ar putea face lucruri de neimaginat, pentru că PSD are în ADN-ul său abuzul de putere și comportamentul de partid stat. Astăzi, elimină un candidat, mine altul, Poi mine închid instituții de presă, iar în final subordonează politic tot statul român. Mă voi asigura că acest lucru nu se va întâmpla și România nu va intra total pe mâna PSD. Este o datorie de onoare și credință față de țara noastră. Coaliția de guvernare cu PSD se oprește aici. Rămânem în executiv doar pentru a împiedica escaladarea completă a abuzurilor pe care le pot realiza pentru a câștiga alegerile. Sigur că PSD și-ar dori să guverneze singur în următoarea perioadă, pentru a reintroduce cota progresivă, pentru a subordona justiția și instituțiile statului, pentru a direcționa resursele financiare ale bugetului în acțiuni populiste și către cliente la departid. Acest lucru nu se va întâmpla. Ar fi complet irresponsabil din partea noastră să părăsim terenul de luptă și să îi lăsăm să înainteze pe direcția pe care au luat-o. Pe de altă parte, apreciem demersurile pentru sancționarea legală a tuturor partidelor extremiste, șovine și antisemite. Aceasta este calea corectă pentru a contracara influența acestor curente periculoase. Cu toate acestea, noi credem în limitarea influenței extremismului prin convingerea românilor să voteze opțiunile democratice. Reacția solidară a populației pe tema deciziei CCR este cu democrația, nu cu o persoană extremistă. Stimați români, toată România vrea să trăiască într-o țară prosperă și liberă, nu într-un stat prizonier al PSD sau al oricărui alt partid. Direcția democrațiilor consolidate precum și statutul de țară membră NATO, UE și a parteneriatului transatlantic, reprezintă singura cale pentru România. Pentru că aceasta înseamnă libertate, democrație, garantarea drepturilor cetățenești și bunăstare. Mai sunt mai puțin de două luni până la alegerile prezidențiale și parlamentare. Îi putem opri atunci, altfel va fi prea târziu.